De sărbători, băutura în exces a creat mai multe probleme decât mâncarea. Este concluzia medicilor de la Unitatea de Primiri Urgențe și de la ambulanță. Anul acesta, personalul medical a intervenit la peste 100 de cazuri. La spital, numărul de prezentări nu l-a depășit pe cel dintr-o zi obișnuită. Cei mai mulți pacienți au fost cardiacii. În prima zi de Crăciun, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean s-au prezentat 136 de persoane, în a doua zi 137, iar în a treia zi 139. Structura patologiei a fost diferită, s-au situat în top afecțiunile cardiace, accidentele vasculare cerebrale, dar și indigestiile datorate excesului alimentar, dar într-un număr foarte mic față de anii trecuți. Și medicii de la ambulanță s-au deplasat de la o adresă la alta pentru a interveni în situații de indigestii sau de consum excesiv de alcool. Spre deosebire de anii anteriori, buzoienii s-au dovedit a fi mai cumpătați în ceea ce privește consumul de carne de porc, dar nu și în cazul cantităților de alcool. De altfel, starea bahică a unor petrecăreți a condus la mai multe situații de agresiuni. În ziua de Crăciun, la ambulanța Buzău au predominat stările avansate de ebrietate și agresiunile. Au fost în număr foarte mare. Începând cu a doua zi, cu 26, colici biliare, colici abdominale, urgențe care sunt în general, în fiecare an, de data aceasta însă au fost mai puține. Credeți că buzoienii au fost mai cumpătați anul acesta? În privința alimentației, da. În privința consumului de alcool, nu. Medicii se așteaptă să se confrunte cu o avalanșă de pacienți în seara de Revelion și în primele zile ale noului an.